Forțele israeliene și-au intensificat intervenția demarată în Cisjordania, totul în contextul în care palestinienii au organizat mai multe manifestații violente pentru susținerea fâșiei Gaza. De la începutul conflictului armat, forțele israeliene au reținut peste 500 de palestinieni, dar și, 300, dar și 200 de membri ai grupării Hamas. Măsura intensificării forțelor armate detașate în zona a fost luată în urma manifestațiilor violente desfășurate de la începutul conflictului. După ce Israelul a bombardat fâșia Gaza ca răspuns la atacul de amploare al Hamas, palestinienii din Cisjordania au reacționat vehement prin organizarea mai multor manifestații în semn de solidaritate cu civilii din fâșia Gaza, care ajung să fie victimele colaterale ale conflictului. Ciocniri violente au avut loc în mai multe orașe importante din Cisjordania. Potrivit Ministerului Palestinian al Sănătății, cel puțin 44 de palestinieni au fost uciși în Cisjordania în violențe legate de conflictul israeliano-palestinian. Pentru a aplanarea demonstrațiilor violente, forțele israeliene ar fi utilizat inclusiv gloanțe reale. Într-o singură zi, 16 palestinieni au fost uciși și peste 100 de persoane au fost rănite. Soldații israelieni au organizat raiduri în diferite părți din Cisjordania. De asemenea, mai multe ciocniri violente au avut loc între forțe israeliene și palestinieni în armați care au ripostat. În același timp, oficialitățile israeliene susțin că au reținut în Cisjordania peste 500 de palestinieni de la începutul conflictului violent. De asemenea, forțele armate au capturat aproximativ 200 de membri ai grupării teroriste Hamas.